Reabilitarea pieței 1800 este un proiect important, lucru recunoscut chiar și de către președintele Organizației Municipale a Partidului Democrat Liberal de la Orșova, însă unul care nu a avut sorți de izbândă cât timp ei au condus și au reușit să ducă la ruină acest oraș. Vin acum și să laudă cu realizările altora, oameni care vor cu adevărat să facă ceva pentru municipiu. Acest proiect este așteptat de Orșovan de peste 30 de ani, însă până acum nimeni nu l-a pus în aplicare. Doar actuala conducere a primăriei a reușit să demareze această importantă investiție pentru că alții care au condus orașul să-și atribuie meritele. Până la urmă, investiția este una foarte bună, indiferent din partea cui vine. Însă Adrian Cican, cel care în ultimii patru ani a avut posibilitatea de acestui proiect fiind la putere, nu a făcut-o. Se pare că ar fi reușit acum, când este în opoziție. Mai multe despre acest subiect, dar și despre alte proiecte importante din Orșova, aflați la tema zilei, după buletinul de știri, alături de viceprimarul municipiului Orșova, Constantin Negulescu.